Liber la distracții pentru tineretul studios de Ziua Internațională a Studenților. De ziua lor, tinerii au avut acces gratuit la un șir de manifestații artistice organizate în capitală. Printre acestea se numără două concerte în aer liber, unul organizat la manejul de atletică ușoară din sectorul Râșcani al capitalei și altul în Piața Marii Adunării Naționale. La concertul din piață au evoluat trupe străine precum Iolanda Bicul, Nagoale, trupele autohtone Acord Gândul Muței și interpreții Adriana Rusu și Pașa Parfenii. Pregătirile pentru concertul dedicat Zilei Internaționale a Tineretului și Studenților sunt pe ultima sută de metri. Tinerii spun că vor sărbători împreună cu colegii și prietenii așa cum pot. Și fiindcă plouă afară, tinerii spun că vor veni și în ploaie, pentru că ziua studentului este marcată o dată în an. Eu vom ieși cu prieteni în oraș, cred, de seară la acest concert care se spune de ziua studentului. Companie, cu grupă. Astăzi, din păcate, sunt la serviciu și așa că trebuie să fac alte chestii decât ceea ce să sărbătoresc. Seara, posibil că vor fi aici, pe viață. Sărbătorim cum se poate de bine, deci ne distrăm. Este ziua noastră odată în an și trebuie să profităm de asta. Și restul ca și cu prietenii și colegii de clasă să sărbătoresc. Ne vom veseli puțin și sărbătorim că suntem studenți. Tot și o să venim și dacă va ploua, oricum se organizează pentru noi. Astăzi studenții au avut intrare liberă la concerte, muzee, teatre și operă în baza carnetului de student, iar ceilalți tineri în baza buletinului de identitate. Decizia a fost luată de guvern în urmă cu câteva zile.